Accidentul s-a produs pe drumul național 56A, cel care leagă Drobeta Turnu Severin de Calafat. La intrarea într-o benzinărie, un șofer care conducea o Dacia înmatriculată în Timiș nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers. A fost lovit în plin de un alt autoturism care se angajase în depășire. Impactul a fost atât de violent încât Dacia a fost ruptă în două. La fața locului s-au deplasat două autospeciale, una cu apă și spumă, una de descarcerare. Au fost găsite 6 victime, dintre care 5 au necesitat îngrijire medicală, au fost date serviciul de ambulanță și transportate la UPU. Nu au fost încarcerați. Pentru șoferul din Dacia nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Au fost 6 victime, dintre care 5 în stare bună. O singură victimă a fost în stare critică. Pacientul era cu hemoragie internă și a decedat în UPU. Ceilalți pacienți au rămas pentru investigații în secția UPU și terapie intensivă. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza neatenției la schimbarea direcției de mers. Conducătorul unui autoturism nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma accidentului, 6 victime au fost transportate la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin, dintre care o persoană a decedat. În cauză vor fi întocmite acte sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și omor din culpă. Unul dintre factorii care au contribuit la producerea accidentului a fost vremea nefavorabilă. La primele ore, în județul Mehedinți, a plouat torențial.